fake news, e o injecție. Ministerul Apărării atrage atenția că pe internet circulă știri false despre așa zisă acțiunea armatei de mobilizare a rezerviștilor pentru război. Autoritățile ne-au pus un diagnostic, forțându-ne să purtăm mască și mănuși. Facebook nu reușește să împiedice distribuirea știrilor mincinoase. Imaginea premierului Marcel Ciolacu a fost folosită într-o campanie de tip deepfake. Oamenii sunt doar personaje într-un joc video avansat. Este un avion de luptă după care se trage poate aeriana, cred că a fost luptă de mai devreme. Antarctica pentru mine este un zid mare de gheață. Verificați în terenul Bucegi, tunelul. Trăim într-o zonă a enigmelor. Detalii uluitoare în această seară.